Bună ziua și bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție EnergynomicsTalks. Este a patra ediție pe care o punem la dispoziția dumneavoastră. Este însă prima care se transmite în direct, în momentul în care se întâmplă, pe Facebook, pe LinkedIn și pe YouTube. Vom vorbi imediat despre piața de energie electrică din România cu reprezentantul la vârf al unui important producător local de materiale și echipamente pentru piața de energie electrică la EnergynomicsTalks chiar acum. Bună dimineața și bun găsit, domnule SABIN POSEA. Mulțumesc pentru amabilitatea de a fi alături de noi astăzi la EnergynomicsTalks. Bună dimineața, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Vom vorbi așadar aproximativ 50 de minute, poate o oră, despre situația în momentul de față în piața de energie electrică din România, o piață în care Eximprod este activ de multe decenii și în momentul de față, de asemenea, de ani buni, inclusiv în afara României. Spuneți, vă rog, la început câteva vorbe despre Eximprod pentru cei care poate nu sunt familiarizați cu compania. Încă o dată vă mulțumesc și mulțumesc audienței dumneavoastră care vrea să petreacă o oră împreună cu noi. Eximprod este o companie înființată în anul 1994. De fapt, este un grup de companii. A crescut, s-a dezvoltat de-a lungul acestor 25 de ani, mai bine de 25 de ani deja, datorită unei viziuni clare și a unei dorințe de a crea și a dezvolta produse intuitive, inovatoare, pe baza înțelegerii profunde a dinamicii pieței. România este o piață mică, dacă ne uităm global, însă o piață dinamică, o piață cu ingineri valoroși și cu un know-how energetic destul de ridicat. Practic, în ultimii 25 de ani am cercetat și am dezvoltat continuu, am investit și am dezvoltat noi domenii de activitate. Asta a făcut din Eximprod un grup diversificat de firme cu peste 400 de angajați. Avem companii dedicate pentru producția de echipamente, vorbim de un portofoliu de echipamente de la joasă tensiune până la izolație de 400 kV. Vorbim de întrerupătoare și separatoare de 110-145 kV. Vorbim de toată gama de produse pentru linia EGN. Pe lângă asta avem o divizie de servicii de automatizare, de rețele inteligente sau cu sisteme SCADA, cum au fost numite până în urmă cu ceva vreme, acum vorbim de Smart Grid, Digital Transformation. Soluții software, pentru că întotdeauna în ultimii ani am fost nevoiți să adaptăm și să creăm soluții software pornind de la cerințele clienților. Bineînțeles, proiecte la cheie, proiectare electrică, dezvoltare de parcuri eoliene și solare. Practic, am încercat să acoperim cât mai mult din domeniul energetic, reușind să oferim clienților noștri soluții, nu numai produse. Avem un portofoliu de produse destul de extins, avem echipamente, avem servicii în continuă dezvoltare și încercăm întotdeauna să fim cu un pas înainte pieței. Uneori este dificil și situația actuală nu putea fi prevăzută, nu putem spune că noi am prevăzut-o. În schimb, încercăm să anticipăm cererea, dar mai ales provocările pe care le aduce revoluția industrială și uneori aceste situații neașteptate de orice fel. Acum trece printr-o situație de sănătate, dar sunt și alte situații. Dați-ne, vă rog, câteva detalii despre cum s-a schimbat activitatea grupului în lunile din urmă și chiar modul dumneavoastră personal de a face business în aceste săptămâni. Cum pot să vă spun, în ultimele aproximativ 2 luni, de când România a fost destul de afectată și, bineînțeles, trecută într-o zonă de stare de alertă care a schimbat regulile de desfășurare a activității, Eximprod are simțit lucrurile astea în aceeași măsură ca restul pieței. Diferența la fiecare companie o face în modul în care reacționează. Factorii externi sunt aceiași pentru toți. Colegii noștri s-au comportat foarte bine. Am respectat regulile autorităților de circulație, de sănătate publică și așa mai departe. Nu avem noi o experiență în acest domeniu și o expertiză. Rolul nostru a fost să continuăm activitatea, pentru că, deși menționat în decretul inițial de stare de urgență, domeniul energetic nu a suferit niște restricții sau niște reglementări speciale. Însă, circula la un moment dat pe internet o glumă, am umplut frigiderul să dea Dumnezeu să nu se oprească curentul. Din păcate, nu sunt o persoană foarte credincioasă și nu cred că Dumnezeu a avut un aport semnificativ. În schimb, distribuitorii de energie, transportatorii, în speță Transelectrica și E.ON, Delgaz, CEZ, Electrica, Enel,
au avut un rol foarte important. Noi, fiind furnizori de servicii pentru ei, am fost obligați să facem asta. Am avut lucrări în zone, în teren, am avut stații electrice care s-au desfășurat, am avut puneri în funcție de echipamente de întreruptoare de 110. Cred că, dacă nu mă înșel, chiar ieri colegii noștri au pus în funcție un întreruptor de 110. Deci nu am putut să ne blocăm activitatea. Evident că au fost modificări de la lucruri foarte simple. Ne-a fost foarte greu să găsim potenuri pentru caze. La lucruri mai complicate am ajuns ca toate întâlnirile și toate discuțiile să le facem digital, ca și asta de acum. În schimb, conceptul business-ului și al economiei rămâne. Trebuie să livrăm niște produse și niște servicii unor clienți care au necesități și mai departe să ne facem treaba. A devenit mai greu, dar nu este imposibil. Nu cred că România a reacționat fundamental diferit de restul Europei sau restul lumii. Din fericire, activitățile economice nu au fost complet blocate. Evident, s-a desfășurat mai greu. Noi credem că impactul acestei perioade va fi pozitiv. Am învățat de la o companie unde work from home nu era folosit. Acum am ajuns într-o perioadă, am fost 100% work from home. Acum încercăm să găsim un echilibru între cele două. Electricitate, de furnizare, de servicii critice în această perioadă. Dar cred că au contat fără discuție munca și dinainte și din această perioadă a celor pe care i-ați menționat și pentru care Eximprod este furnizor de soluții, de echipamente, de servicii. Așa am putea sintetiza. Vă atrag atenția și vă invit să veniți cu un comentariu în legătură cu tema care a explodat în zilele din urmă, în săptămânile din urmă, și anume automatizarea pentru industrie. Tot mai multe companii înțeleg că au nevoie, mai mult decât înțelegeau în urmă cu un an poate, de asemenea soluții pentru a fi rezistente în fața unor situații de criză, pentru a fi mai eficiente. Aici este zona în care Eximprod poate veni cu soluții. Simțiți personal că există un interes crescut din partea potențialilor beneficiari? Cred că în ultima vreme în mod special, dar nu numai, de ceva vreme, toată lumea, toți actorii din piața energiei vorbesc despre digitalizare, despre automatizare, despre digitizare. Pași în acest sens s-au făcut. În ultima perioadă sunt companii care s-au digitalizat mai rapid și altele care se mișcă mai încet. Aș vrea să facem o diferență între digitalizare și informatizare. Digitalizare nu presupune doar software, tehnologie, presupune și schimbări de procese, schimbări poate chiar de mod de lucru. Aceste schimbări uneori sunt dificile în domeniul energetic, domeniul reglementat, domeniul care are un conservatorism necesar, pentru că deservește populație. Noi suntem într-un domeniu de business care trebuie să fim dinamici și putem să răspundem foarte ușor la provocări prin orice reorganizare. Un operator de distribuție sau de transport, în general un operator reglementat, nu poate să se miște la fel de repede. În schimb, mari jucători, cum spuneam, privați sau de stat, au crescut destul de mult interesul pentru proiecte de digitalizare și automatizare. Proiecte de automatizare, proiecte de SCADA, făcute până acum, și-au dovedit eficiența în această perioadă. Unul dintre motivele pentru care de foarte multă vreme România nu a mai avut probleme blackout-uri este și faptul că România a digitalizat. Operatorii de rețea au făcut proiecte de automatizare. Nu se numeau digitalizare, se numeau automatizare, automatizarea distribuției, linii aeriene, separatoare, telecomandate, riclozere, stații, posturi de transformare. Din păcate, nivelul de implementare este limitat. Poate că în ultima perioadă, și de fapt cred că în ultima perioadă, companiile de utilități vor începe proiecte efective în zona lor de operațiuni, în core business. Proiecte care s-au făcut și până acum, însă sper că în perioada următoare vor fi făcute mai repede și cu volume mai mari. Dar să știți că nu numai, cum vă spuneam, digitalizarea înseamnă procese. Sunt multe activități care sunt deja digitizate, informație digitală, numai că sunt în silozuri separate. Și din acest motiv, cred că în perioada următoare trebuie să se gândească foarte mult la integrarea de sisteme de tip IT, SAP, ERP, oricare ar fi numele lor de piață, cu sisteme operaționale. Pentru că devine din ce în ce mai important să știm dacă am cheltuit niște bani pe un obiectiv, ce mi-a adus înapoi.
De obicei, operatorii distribuției cheltuie bani pe asset-uri energetice, transformatoare, separatoare, întrerupătoare, orice or fi ele. Și zona financiară este într-o parte, zona operațională într-o parte. Cred că sistemele care le vor, soluțiile inovative, se vor baza pe asemenea integrări. De asemenea, sisteme de tipul rețele self-healing pentru distribuție, combinate cu metode clasice de digitalizare, cum ar fi o simplă înlocuire a hârtiilor cu tablete. Relația clienții și angajații trebuie și ea digitalizată, pentru că s-a dovedit în perioada aceasta de criză că putem ajunge în situația în care nu putem vorbi unii cu alții. Nu putem să ne întâlnim, nu putem să ne atingem, nu putem să avem această relație normală. Atunci, proiectele de digitalizare, data asta insist pe digitalizare, nu digitizare, își vor atinge foarte clar scopul. Automatizarea, din nou, nu impune numai procese tehnologice. Eximprod este un producător de echipamente și soluții tehnologice, dar sunt soluții precum Robot Process Automation, care pot permite prelucrarea de documente în mod automat, pot permite autorităților să emite avize și să transmită informații către publicul, către public, ceea ce va reduce semnificativ interacțiunea directă. În mod normal ne dorim interacțiune directă. Omul este un animal social. Însă, este mult mai bine dacă reușim să o limităm și să o facem după aia cum ne dorim, nu cum este nevoie. Ca să revenim un pic, cred că Eximprod a dezvoltat de-a lungul anilor un sistem de remote terminal unit, un sistem virtual care permite exact acest lucru, digitalizarea la nivelul procesului. Avem un pachet de senzori și un portofoliu de senzori pentru domeniul energetic și credem că lucrurile vor tinde din ce în ce mai mult spre asset management smart, spre urmărirea obiectivelor în timp real, spre raportare automată și pentru asta ai nevoie de soluții flexibile. Din păcate vin din IT mai degrabă, de soluțiile de virtualizare software care până acum au fost comune în data center-ele tuturor, vor ajunge în operațional. Am intrat deja într-o a doua zonă de interes pe care v-am transmis-o deja înainte acestui interviu în direct și anume eram curios care sunt aplicațiile cel mai simplu de implementat în industrie. Pe sectorul energetic mă interesează în principal pentru un plus de eficiență operațională. Poate ne dați câteva exemple eventual pe tipuri de beneficiari potențiali? Sigur. Eu cred aici că întrebarea sau că simplu sau dificil depinde de specificul unei companii. La o companie un lucru poate fi simplu, în contextul ei, la alta poate fi complicat. Cred că importanța cea mai mare nu este simplitatea unui proiect, ci eficiența pe care o aduce. Există proiecte care sunt simple și aduc eficiență. Cum vorbeam până acum, automatizarea distribuției este în domeniul distribuției este un proiect tipic, să zic, repetat și implementat cu succes, care duce la reducerea timpilor de întrerupere și de restabilirea defectului în zonele în care se poate, evident, destul de semnificativă. Dar orice înseamnă soluții de comandă și control la distanță al tuturor activelor energetice, că vorbim de stații de transformare, posturi de transformare, linii aeriene, aduc un plus de eficiență. Aceste avantaje pentru situația curentă fac ca și proiectele de agregare de date din diverse sisteme să fie foarte eficiente. Un exemplu este că dacă informațiile sunt în mai multe departamente, probabil și într-o firmă mică privată se întâmplă asta, dar într-o firmă de anvergură, foarte grea devine comunicarea. Lucruri care se întâmplau simplu pe hol, te duceai și adunai trei oameni și încheiai o discuție, acum necesită o programare, o întâlnire online, celălalt are altă ședință și așa mai departe. Un aspect care nu trebuie uitat niciodată este că în momentul în care intrăm în digitalizare, vorbim de securitate cibernetică. Dacă vreți, este fundație. Fără o securitate cibernetică se pot întâmpla lucruri foarte neplăcute. Și am avut situații în energie în ultimii ani. Înțeleg că acum chiar este o situație în desfășurare cu un operator de distribuție din vestul Europei. Organismele specializate, în speță CERT, RO, au emis constant în perioada asta avertizări privind creșterea atacurilor cibernetice. Iar lucrul de acasă, combinat cu infrastructură critică, este o provocare destul de mare. Deci, din punctul meu de vedere, operatorii de distribuție și de transport au făcut bine ce au făcut, începând cu automatizarea distribuției și a transportului, trebuie să o accelereze. Și proiectele care le-am văzut mai puțin, într-adevăr, sunt proiectele de tip smart, în care să se spargă silozuri de date, să se agrege informații din diverse departamente, nu știu, poate de la departamentul economic și la departamentul pram. Aici
imaginația nu are importanță, ci fluxul efectiv operațional. Când începi să faci fluxul, o să descoperi că informațiile dintr-un departament sunt foarte relevante pentru altul sau nu. Deci nu cred în proiecte simple, cred în proiecte foarte eficiente în domeniu. V-ați referit la ideea de smart, automatizare smart și am văzut zilele trecute, cred că chiar ieri, un comentariu din partea doamnei Maria Mănicuță de la ANR. Domnia sa vorbea în cadrul unei conferințe organizate online de diplomat despre faptul că ritmul de implementare a contoarelor inteligente este un ușor mai accelerat față de planul care era transmis către reglementator. 4 dintre operatori, dintre cei 8, sunt într-un ritm mai accelerat decât era programat. Simțiți acest lucru? Este o zonă în care Eximprod este activă, dar înainte de a răspunde, aș vrea doar să le spun celor care ne urmăresc, sunt câteva zeci de persoane în momentul acesta, că ne pot transmite întrebări și comentarii în pagina de YouTube, în căsuța de chat. Întrebările, comentariile ajung la noi și în măsura în care vom putea, domnul Sabin Posea va răspunde la ele. Așadar, zona de implementare de smart metere, cum vedeți această zonă? Într-adevăr, în ultimul an, poate un an și jumătate, a existat o creștere în zona de smart metering. Eximprod este activ în această piață. Fabricile noastre producem fidide, producem accesorii pentru montaj, producem accesorii pentru joasă tensiune, o gamă foarte largă și atunci este automat o zonă de interes. Cred însă că această situație, această pandemie ne-a îndepărtat un pic de la niște teme care totuși au fost foarte importante în ultima perioadă. Unele românești, proiectul de panouri fotovoltaice instalat la casnici și nu numai. Altele europene. Green Deal a trecut oarecum sub radar pentru că a apărut COVID-19. Da, introducerea de contoare smart este un lucru util, însă este necesară o flexibilizare a rețelei de distribuție. Este necesară o digitalizare reală a acestor procese pentru că introducerea a mii de producători distribuiți regenerabili vor face o presiune majoră pe operatorul de distribuție, pentru că până acum operatorul de transport gestiona sursele, în principal, pentru sursele mari din sistemul românesc. Acum schimbăm paradigma. Lucrul ăsta s-a întâmplat peste tot în Europa, nu suntem primii, dar acum cred că contorul smart rezolvă o problemă de metering, de măsură, dar măsura se întâmplă în ultimul moment, când energia a ajuns în casă. E mai importantă sau la fel de importantă zona de producere, nu? Zona de producție și un lucru care este cumva transparent consumatorului. Consumatorul vede că s-a produs energia și că a ajuns în contor, dar ea nu ajunge wireless la el. Ea trece printr-o serie de cabluri, transformatoare, echipamente care sunt în arealul transport-distribuție. Acest areal trebuie impulsionat și, după părerea mea, ANR are un rol important în a impulsiona și în a le recunoaște aceste investiții. Au apărut informații în cărnet confirmate oficial în legătură cu nou nivel al ratei de recuperare a investiției, 6,39, dacă nu mă înșel, încă o dată sunt cifre neoficiale deocamdată. Ușor mai bine decât era anticipat, oricum suntem în aceleași cote până la urmă, nu sunt variații mari. Aș vrea să-i las pe cei care se ocupă de politici publice să discute despre ele. Cred că orice stimulare a investițiilor și orice metodă, de orice fel, care ajută la dezvoltarea investițiilor, va fi bună pentru toată economia românească. Am citit la un moment dat un articol că în martie România a avut cel mai mare cash disponibil în piață. Dar este un lucru normal. Toată lumea a scos economiile și le-a pus la bătaie. S-ar putea ca în august economiile să termine, sau poate în septembrie, sau poate niciodată. Dar dacă totul se termine, este foarte important ca economia să repornească și să repornească bine. Domeniul energetic, domeniile de infrastructură sunt în general domenii bune, pentru că atrag foarte multe dezvoltări pe orizontală. Cred că dacă trebuie să facem acest efort, și din păcate trebuie datorată mediului extern, trebuie să ne gândim și la proiectele inovative. Proiectele inovative vin automat cu o cotă de risc. Inovezi, s-ar putea să iasă, s-ar putea să nu iasă. Din fericire, în România avem o capacitate de ingineri foarte bună și, în general, proiectele au ieșit. Dați-ne, vă rog, un exemplu, la ce proiecte inovative vă gândiți? Bun, vorbim de smart metering, dar, vă spuneam, de sisteme de autovindecare, să spun așa, a rețelelor de distribuție. Vorbim de sisteme de
control distribuite. În momentul acesta, dacă vom discuta, un dispecerat energetic gestionează câteva sute de stații de transformare, câteva mii de posturi de transformare, ca volum de date. Închipuiți-vă dacă vom intra toți, ne-am pune un panou fotovoltaic care produce un kilowatt, nici nu contează. În momentul acela, toate aceste surse trebuie gestionate. Va fi imposibil pentru un om să o facă. Atunci trebuie să vină cu alte soluții. Alte soluții, bineînțeles că vin dinspre piață, vin dinspre companii precum Eximprod. Numai că operatorii de distribuție sunt cei care trebuie să le pună în practică și să vadă și să încerce. Sunt multe soluții care pot ajuta. Până când toate testate în laborator sunt excelente. Toate aduc un avantaj. Operatorii de distribuție trebuie să vină să probeze, să încerce, să vadă. Și am văzut deja proiecte inovative. Vedem fonduri europene de cercetare și dezvoltare. Iar trebuie să nu uităm că suntem parte din Uniunea Europeană. Și chiar și acum, în această criză economică, socială, Uniunea Europeană a dat o tranșă destul de semnificativă de bani către România. Deci, poate că suntem noi așa departe de Bruxelles, dar se pare că economic nu am fost uitați. Nu, și de asemenea am văzut ultimele comentarii în legătură cu Green Deal-ul. Se pare că lucrurile merg înainte la Bruxelles. Sigur, cu o întârziere, cu multe incertitudini în legătură cu sumele propriu-zise care vor fi alocate pe fiecare zonă, dar nu este abandonat principiul central din cadrul acordului climatic. O să vă rog să reveniți un pic la această zonă a prosumatorilor, eventual legat de programul AFM, care este, până la urmă, în momentul de față, principalul vector al dezvoltării micii producții de energie din surse regenerabile în România. Sentimentul meu este că lucrurile nu avansează prea mult, altfel decât instituțional, prin acele dosare aprobate de AFM. Adică, în teren, nu știu dacă se lucrează. Dumneavoastră aveți informații că se fac totuși lucrări, se instalează panouri acum? În acest moment nu am informații de instalație. Pe de altă parte, trebuie să țineți cont că situația actuală, suntem într-o stare de alertă și e puțin probabil ca cineva să înceapă lucrări, mai ales la populație, deci în casă. Chiar operatorii de distribuție au încercat să reducă interacțiunea cu direct consumatorul, lucru de explicat în situația asta, adică nu evident. Însă, ce pot să văd și ce am văzut la operatorii de distribuție, un interes din ce în ce mai crescut pe modul în care se gestionează. În privința asta am avut și prezentări și chiar am făcut proiect pilot prin soluțiile pe care le avem să permitem operatorilor de distribuție să urmărească această producție. Din nou, soluția de a virtualiza și de a veni cu software care să permită să îl schimbi și să faci ce vrei în timp, ne-a ajutat și aici, permițând prin soluția pe care o avem să controlăm chiar și invertoarele de casnice. Pentru că chiar dacă sunt mici, trebuie să ne imaginăm că ele cumulat vor reprezenta o putere în acest sistem, vor reprezenta o energie și trebuie gestionată. Deci am văzut interes din partea operatorilor de distribuție, am văzut că își pun această problemă. Din păcate, ei sunt aici forțați să fie reactivi. Trebuie ca întâi să vină piața, ANRE a dat o serie de reglementări care îi pune în poziția de a controla această energie. Și noi așteptăm cu interes să vedem cum, dar sigur, indiferent cum se va întâmpla, se va întâmpla și sigur vor exista modificări semnificative în rețeaua distribuției. Și alături de prosumer vor veni și cealaltă categorie de mașini electrice, că na, eu sunt în București și București nu a atins, cred că, niciodată indicatorii de mediu înainte de această criză. Iar s-a dovedit empiric că traficul a fost problema. Acum suntem în indicatorii de mediu. Atingem și de data aceasta indicatorii prin restrângerea activității, așa cum și eficiența energetică la nivel național a fost atinsă pentru că am închis din fabrici în principiu. Sigur. Deci vom avea două opțiuni. Continuăm așa să nu mergem cu mașinile și o să fie traficul ok, dar probabil că nu o să facem. Sau cea de-a doua opțiune, să schimbăm modul de... Cea mai la îndemână pentru un oraș de dimensiunile și de tipicul Bucureștiului rămâne mașina electrică. Va fi greu să ne deplasăm toți cu metrou sau cu transportul în comun pentru că nu face față. Asta este o realitate pe care trebuie să o acceptăm. În schimb, mașinile electrice rezolvă problema de mediu și în acest moment au devenit o alternativă destul de fiabilă. Care este dinamica pe care o percepeți dumneavoastră în piață? Eu, din ce am văzut în ultimele săptămâni, sunt numeroase anunțuri din partea municipalităților care achiziționează vehicule electrice de pentru transportul public. Cred că sunt
Eu am văzut cel puțin 10 anunțuri, probabil că sunt în zona 20 de municipalități care au accesat încă o dată fonduri de la AFM, care vin de fapt o parte de la Uniunea Europeană și o parte din prin mecanismul ETS, din valorificarea certificatelor de carbon, dar în afară de acestea, relativ puțină dinamică. Noi suntem foarte interesați de această zonă. Eximprod dezvoltă soluții pentru stațiile de încărcare. Am vândut sisteme de conectare a stațiilor de încărcare în toată Europa. Credem că este un punct foarte important și noi am văzut municipalitățile din mai multe orașe. N-aș vrea să nominalizez vreunul ca să nu-i ratez pe ceilalți, dar am văzut și cred că este primul pas. Dacă vrem, trebuie să dăm un exemplu, adică autoritățile trebuie să dea un exemplu. Odată exemplul ăsta setat, o să apară și consumatori, persoane care își cumpără mașinile electrice. Deja chiar și piața de mașini electrice nu mai este complet neglijabilă. Adică nu mai vorbim de 3 unități pe an, facem fotografie persoanelor și prezentăm la ziar, uite cei 3 care au cumpărat. Deja vorbim de mii de mașini electrice. Deja vedem în București supermarketuri care au chargere disponibile. Deja vorbim de chargere care se pot vinde la o companie de distribuție de materiale electrice. Deci începe să devină mainstream. Și lucrul ăsta se va resimți. Noi am participat în Olanda într-un proiect de cercetare tocmai pentru a aplatiza curba de sarcină generată de aceste chargere, pentru a reduce investițiile din distribuție. Pentru că e foarte simplu să spunem, venim toți cu o mașină electrică care consumă X, sunt în București probabil 1 milion de mașini, le înlocuim mâine electric. Asta înseamnă că la ora 6 trebuie să înlocuim, să rugăm Enelul să înlocuiască toate transformatoarele de distribuție, probabil transelectrica transformatoarelor și așa mai departe. Nu se poate. Este prea mult economic. În schimb, există soluții de aplatizare și o soluție de control al chargerului în așa fel încât să consume un pic de zaxat, să zicem, una la oră, una la altă și așa mai departe. De fapt, astea sunt soluții inovative care rezolvă. Aceste tipuri de soluții tehnice despre care vorbiți că există și le testați în diverse forme, sunt recunoscute ca și investiții din partea distribuitorilor în momentul de față? Din păcate, cred că aici trebuie să întrebați ANR-ul. ANR-ul are o reticență în a recunoaște investițiile neclasice, nestandardizate și putem să înțelegem asta. N-aș putea să vă răspund în ce măsură sunt recunoscute sau nu. Proiectele pe care le-am făcut în zona de chargere sunt în special în vestul Europei. O să revenim imediat la activitatea Eximprod în afara țării, pentru că este o zonă foarte interesantă și nu sunt multe companii românești care pot vorbi despre asemenea lucruri. Aș folosi însă acest prilej, pentru că am vorbit despre mașini electrice, pentru a anunța un viitor EnergynomicsTalks, o întâlnire pe care am programat-o pe 28 mai cu domnul Dragoș Fundulea, Senior Project Manager la Roland Berger, pentru a discuta despre ultimele materiale, ultimele studii pe care Roland Berger le-a realizat în legătură cu mobilitatea electrică în România și de asemenea pentru a închide o campanie de informare și o campanie editorială pe care Energynomics a propus-o sub titulatura 5 lucruri de știut despre vehiculele electrice. Este o inițiativă care presupune pe de o parte transmiterea de informații, pe de altă parte implicarea publicului, în principal în Facebook și în site-ul energynomics.ro, pentru a vota care sunt cele mai importante 5 lucruri de știut despre mașini electrice. Revenind la discuția noastră, o să vă rog, domnule Sabin Posea, să ne spuneți câteva vorbe despre activitatea Eximprod, grupul Eximprod, în afara României. Vorbeați despre Olanda, dar în ce alte zone, cum se prezintă în momentul de față alte spații geografice decât România? Eximprod, cum vă spuneam, este de 25 de ani prezent în România. Acoperim în România un areal destul de mare de produse. Nu este doar România piața noastră. Creșterea noastră în afara țării a avut două aturi principale. Un portofoliu de produs și echipamente și servicii foarte larg. De la cleme, accesorii de joasă tensiune, separatoare, izolație de medie tensiune, separatoare telecomandate de medie tensiune, întrerupătoare, transformatoare de măsură pentru 110-145 de kV, izolație la 400 de kV. Dar mai ales, și pe lângă astea, nu mai ales, pe lângă astea, game specializate, cum ar fi pentru căile ferate, cum vă spuneam mai devreme, pentru mașinile electrice, pentru senzori și alte aparate și proiecte specifice. Un al doilea atu, o
poate mai important decât primul, pentru că este cel care l-a permis pe primul, este personalul propriu pentru dezvoltare, execuție de produse. Practic, o foarte mare parte din produse și din soluții, vorbim inclusiv de soluția SCADA și de dezvoltare de software, dar și de echipamentele de înaltă tensiune, sunt producție, proiectare și execuție proprie. Asta ne-a permis, spre exemplu, omologarea la operatori de distribuție din vestul Europei, unde chiar și în acest moment Italia este o piață foarte importantă pentru noi, în care avem livrări în permanență, Germania, Suedia, piața de căi ferate, deci proiectele de căi ferate ne aduc un plus de creștere, adică discutăm despre izolatoare care au fost montate pe toate continentele. Deci izolația Eximprod este prezentă pe toate continentele, mai puțin Antarctica, dar încercăm să îi convingem să facă acolo o rețea de tensiune, de medie tensiune. Deci credem că zonele spre care, din care vor apărea creșteri pentru noi, vor fi în special țările UE, Italia, Germania, Suedia, țări care cumva au apreciat calitatea produselor Eximprod, au criterii de analiză a calității. E foarte greu. Noi acum tot blamăm aceste fluxuri economice și aceste global chain, supply chain, că ăsta e termenul frumos, tot e în engleză, care nu mai funcționează. Dar ele au o justificare. Totul, până la urmă, pornește cu niște cauze primare. Și cauza primară a acestui supply chain este criteriul preț. Atâta vreme cât tot ce înseamnă licitație în România și nu numai, a avut criteriul principal prețul, normal că surplusul de calitate nu a fost valorificat. Nu zicem că nu s-au cumpărat lucruri de calitate, dar a existat o bază și orice ai fi avut în plus, inovativ, diferit, nou, nu ți se recunoștea. Trebuia să fie în același preț. Asta se schimbă lucrurile acum sau? Poftim? Cred că tot timpul prețul va rămâne factorul decisiv. Este și normal, nu putem, cum vă spuneam mai devreme despre chargere, cea mai simplă soluție este să triplăm sau să înzecim numărul de transformatoare, au un cost. Același lucru este și la echipamente, însă trebuie să, pentru a putea să te dezvolți, pentru a putea să crești, trebuie să acorzi niște criterii tehnici. Nu este vorba de o favorizare în preț, ci dacă un produs, dumneavoastră, dacă vreți să vă cumpărați un produs, puteți să dați un preț X pe un produs sau X plus ceva pe alt produs. Și puteți să faceți asta. Dacă pentru dumneavoastră este mai bun produsul mai scump, aveți dreptul să faceți asta. Până în urmă cu ceva vreme în România nu se putea asta. Un operator de distribuție nu putea să bonifice o calitate suplimentară. Și nu numai. Așa era legea achizițiilor. E adevărat că s-a schimbat. Și cumva deja vedem că încep să apară criterii de calitate, punctaje tehnice. La aceasta mă refer. În niciun caz la a ignora prețul. Prețul este totuși criteriul de bază economic. Da, și eu ca și toată lumea, cred, în perioada asta, sau ca multă lume în perioada asta, am stat mai mult pe magazinele online și mi-am uitat după telefon, după televizor, după diverse lucruri pe care vreau să mi le cumpăr. Și de ce l-ați luat pe cel mai ieftin? M-am uitat la intervaluri de preț. Știam cam cât sunt dispus să cheltuiesc pentru asta și m-am căutat să-l identific cel mai bun produs în plaja aia de preț. După care m-am uitat la plaja imediat următoare, cea mai scumpă, să zic, care îmi depășește resursele în momentul ăsta, dar în ideea în care caut un produs care să fie bun, să reziste, să facă față mai mult timp. Și în funcție de asta am decis un lucru sau altul. Presupun că asta e calculul care ar trebui făcut în orice organizație. Exact. Uitați, și aici, totuși, vorbim de infrastructuri critice. Energia este o infrastructură critică. Bun. Nu poate fi prețul singurul criteriu. Pentru că, pot să vă spun altfel, trebuie să poți să le deservești. Noi am avut echipele aici și ne-am deplasat în teren și am făcut lucrări în toată această perioadă. Și nu numai noi, toate companiile din domeniul energetic. Este foarte greu să-i ceri asta unei companii care are în România doar reprezentanță de vânzări. Aici trebuie făcut un echilibru dificil și nu cred că poate cineva să dea o rețetă între globalizare și localizare. Trebuie să rămână ceva local pentru situațiile de asemenea natură și s-a văzut. Dacă vreți, de ce nu am avut probleme în energetică? Pentru că încă resursa umană din domeniul energetic este foarte bine dezvoltată. Indiferent ce ar zice unii sau alții, oamenii din domeniul energetic sunt de o valoare deosebită. Dovadă, lucrurile funcționează. Câți oameni angajează grupul Eximprod în momentul de față? Peste 400 de angajați. Noi avem peste 400 de angajați, avem 4 fabrici, 4 locații de producție. Avem 3 birouri de
zona de inginerie, avem o echipă de proiectare electrică, pentru zona de software development avem o echipă. Deci noi am încercat să acoperim tot fluxul de la producție la commissioning, la punere în funcție, cu oameni dedicați. E foarte greu să acoperi tot fluxul cu puțini oameni. Nu suntem multilateral dezvoltați, ca să folosesc o expresie mai puțin apreciată. Și atunci a fost nevoie să ne luăm oameni de la specialiști IT, ca să încep cu IT-ul care acum este foarte folosit, dar avem și mecanici, avem și oameni care sunt specialiști în materiale, pentru că totul este remote, totul este frumos, dar nu poți să produci un interruptor de 110 kV de acasă. Din păcate, trebuie să fii acolo, hands-on, și să-l faci. Trebuie să te murdărești pe mâini ca să poți repara sau instala ceva. Am văzut zilele trecute un filmuleț postat de directorul general de la Transgaz în legătură cu lucrările care sunt în curs pe conducta Brua, pe prima linie. Știți că se vorbește de ani de zile și foarte mult despre proiect strategic, importanță, fonduri și așa mai departe, însă relativ puțin se vorbește despre munca în teren. Ei, filmulețul ăsta de 20 de secunde arăta cât de complicat și riscant până la urmă este să tragi o conductă cu un diametru destul de mare pe niște potecuțe de munte după o ploaie puternică, într-un noroi de câteva zeci de centimetri. Era impresionant, 30 de secunde în care vezi până la urmă că dincolo de vorbe, discuții, planuri și cifre, cineva îi suflecă mâinile și intră în noroi ca să tragă respectivul cablu sau conductă, așa mai departe. Așa este. V-ați confruntat în perioada din urmă cu dificultăți în a atrage forță de muncă, în a menține? Cum vedeți lucrurile de aici încolo? Se spune că s-a schimbat piața odată cu criza, suntem într-o piață a angajatorilor, nu mai suntem în piața angajaților. Eu cred că piața este întotdeauna a angajaților și angajatorilor, pentru că unii fără alții nu există și nu avem cum să discutăm. E adevărat, există întotdeauna un balans de putere. Noi am reușit să angajăm în permanență, am avut colaborări cu universitățile, am luat oameni în general din facultate și acum avem studenți și acum, în perioada asta, am făcut angajări. Nu cred că această criză va schimba fundamental situația. Da, probabil, datorită situației economice care urma, se va trece pe o piață în care angajatorul va avea un rol mai puternic. Dar dacă am învățat ceva de 15 ani de când lucrez în Eximprod, e că singura constantă este schimbarea. Nu știm dacă această situație se va păstra și atunci trebuie să ne păstrăm echilibru. Ne e greu să atragem oameni, în general încercăm să ne formăm. Situația aceasta de globalizare înseamnă că trebuie să luptăm cot la cot și leu la leu sau mai nou euro la euro cu companii din Olanda, din Anglia. Am avut angajați care i-am pierdut în Anglia, în Irlanda, Statele Unite. Este o realitate. Nu văd de ce asta ne-ar opri în a continua activitatea. Poate cumva aici să vină reglementări care să ne permită și import de forță de muncă, ar fi bune. Dar noi până atunci, până vor veni aceste reglementări, am mizat foarte mult pe universități. Nu cred că studenții de azi sunt mai slabi decât studenții de ieri. Cred că sunt altfel și că trebuie să ne acomodăm în permanență la modul lor de a gândi. Avem oameni foarte tineri și oameni la pensie în companie. Și e un mix bun. Deși e dificil, pentru că sunt mentalități complet diferite, e un mix bun. Nu cred că piața se va schimba datorită acestei crize dintr-o piață predominantă a angajaților, ca să folosesc expresia noastră, într-una a angajatorilor. Cred că poate cumva oamenii se vor reașeza și spre alte valori. Până acum totul a fost, toată lumea aprecia IT și computer și handwork. Cum spuneați, nimeni nu își închipuia cât de greu este să tragi un cablu electric de 110 kV în București. Cât de complicat este să subtraversezi bulevardul Dorobanți. Și oamenii care făceau această muncă și care la ora 3 dimineața lucrau, nu erau apreciați. Sau nu la fel de apreciați ca cel care stătea în birou, era văzut altfel. Aceste lucruri se vor schimba. Vom înțelege că e nevoie de acțiuni palpabile și de activități palpabil. Iată, suntem într-un mediu virtual. Virtual nu am oprit deloc activitatea. Și totuși am văzut că economia pe IMM-uri în martie a scăzut cu 9% și în aprilie cu 24%. De ce? De ce? Totul e virtual. Putem să facem exact ceea ce ne place. Este tot în regulă.
nu e chiar așa. Și asta trebuie să ne întoarcem un pic să vedem că și producția are un rol foarte important, că și oamenii care montează și adică oamenii care lucrează și care, cum a zis, se murdăresc pe mâini în timpul lucrării sunt foarte importanti. Cei de la nivelul conducerii executive a țării, la guvern, vorbesc despre revenire din criza provocată de pandemie printr-un volum crescut de investiții. Și am văzut cereri directe către marile companii pe care le administrează Ministerul Economiei, de exemplu, din zona energetică, să vină cu planuri concrete de investiții pe următorii 5 ani, cu termene și așa mai departe. O bună parte dintre aceste proiecte de investiții sunt deja cunoscute, ele apar deja în planurile de investiții ale companiilor pe termen mediu și lung. Vom vedea poate și lucruri noi, poate niște clarificări în perioada care urmează, într-o lună, cred că au termen să vină cu aceste noi 15 planuri. 15 iunie, dacă nu. Ok. Care dintre aceste tipuri de investiții mari, conduse de companii mari din România, ar contribui la creșterea volumului de activitate pentru Eximprod? Ce tip de proiecte mari v-ar interesa să să pornească? Eximprod a fost o companie care întotdeauna s-a uitat la piață și acum ne uităm la fel. Și nu am fost niciodată reactivi sau am încercat să nu fim reactivi, ci proactivi. Nu știu dacă există un anumit tip de proiecte care să ne avantajeze sau dezavantajeze. În primul rând, primul lucru este să existe piață. Deci prima regulă este să existe proiecte. Am auzit și am văzut în spațiu public nenumărate discuții despre investiții. Da. Monitorizând, eu sunt o persoană pragmatică, monitorizând SICAP, SEAP, oricum ar fi sistemul de licitații publice, eu nu văd o creștere a volumului lor. Că sunt contoare smart, că sunt sisteme de automatizare sau că sunt cabluri și săpături, în primul rând trebuie să se regăsească aceste investiții. După aceea, ce va face Eximprod sau alte companii, este problema pura lor cum se vor acomoda la piață. Dacă vrea să facă ceva statul sau trebuie să facă investiții. După care, dacă companiile românești nu vor fi în stare să se alinieze, va fi o problemă a lor. Eu cred că Eximprod, de-a lungul anilor, s-a aliniat foarte bine la ce necesități au avut clienții. Și asta a fost principalul criteriu. Să știți că clientul nostru, stăpânul nostru din marketingul american, are o importanță mult, mult mai mare într-o piață mică. Noi nu putem să stăm pe ideea că statistic România va fi în jos, dar poate crește Statele Unite. Noi trebuie să valorificăm piața românească. Și asta face. Ne apropiem de finalul conversației noastre, dar aș vrea să mai rămânem câteva minute poate la o idee pe care ați avansat-o ceva mai devreme și n-am prins eu la momentul respectiv, și anume vorbim mult despre COVID și criza economică, riscând să uităm alte teme. Și ați amintit de automatizare, despre instalații de fotovoltaice și despre mașini electrice. Mai sunt și alte teme care credeți că merită mai multă atenție în spațiu public în această perioadă? Da, eu cred că problema de mediu este una dintre problemele care trebuie să adresate. Acum uităm de această situație pentru că consumul energetic a scăzut, pentru că suntem într-o situație de criză, însă CEO Oltenia este o companie care trebuie să rezolve problema de mediu. Nu este opțional, trebuie. În același fel, trebuie să găsim o metodă de a integra și de a aduce în acest sistem surse noi, surse distribuite. Stocarea de energie electrică era o temă de actualitate care a fost uitată. Cred că toate aceste teme cumulate duc într-o direcție foarte clară. Trebuie să schimbăm modul în care percepem energia ca o chestiune suport, ca un lucru suport, și să-l percepem un pic ca ceva de bază. Dacă nu mă înșel, dreptul la curent electric este drept al omului. Este reglementat la energie, în fond. Deci nu trebuie să uităm aceste lucruri de bază. Am uitat de comunitățile rurale care aveau probleme cu alimentarea în energie electrică. Am uitat de multe lucruri. Această criză a tras ca orice situație, a tras toată atenția. Dar atenție, România a avut și are cel mai mare potențial pentru regenerabile din Europa. Atât pentru soare, cât și pentru vânt. Proiectele de vânt și de soare în momentul acesta devin din nou interesante și cu potențial foarte mare de a ajuta. Da? Eu cred doar un singur lucru aș vrea să spun tuturor, că este cazul să ne luăm
în mâini viața și situația, să nu ne mai uităm atât de mult către vest ca la o sursă, ci ca la o piață. Și odată făcând asta, companiile românești vor reuși să crească. Este dificil, este greu, dar se poate. La grupul Eximprod, unul dintre puținii producători locali de materiale și echipamente pentru industria de electricitate din România, activ, după cum ați aflat, și pe alte piețe din Europa. A fost încă o ediție din EnergynomicsTalks. Îi mulțumesc foarte mult domnului Posea pentru contribuție, pentru informații și insight-uri pe care ni le-a furnizat. Vă mai rețin doar câteva zeci de secunde pentru a vă aduce în atenție următoarele două ediții ale EnergynomicsTalks pe care le-am programat. Vom vedea așadar, vom avea ocazia pe 14 mai să avem o conversație cu domnul Johan Gabriels, director de țară pentru România și Bulgaria la EBRI. Vom vorbi despre piețele financiare și în ce fel se schimbă lucrurile în această perioadă pe aceste piețe, cu impact, firește, în principal pe zona energetică, pe care o urmărim noi în mod particular. Iar pe 28 mai, o discuție cu domnul Dragoș Fundulea, Senior Project Manager la Roland Berger, despre vehicule electrice, pornind și valorificând studiul pe care Roland Berger îl actualizează la fiecare 3 luni despre piața din România, vorbind însă și despre lucrurile care sunt cele mai importante, așa cum rezultă inclusiv din comentariile și din votul pe care acei editori dumneavoastră care au intrat pe energynomics.ro la articolul 5 lucruri de știu despre mașini electrice le-au transmis în zilele din urmă. Mai sunt 2 săptămâni în care puteți vota. Deocamdată avem o idee care este detașată în fața celorlalte, ca fiind cea mai importantă, nu o dezvălui, și o idee care a suscitat foarte multe comentarii și chiar dispute. Vom mai vorbi despre ele. Mulțumesc încă o dată, a fost Energynomics Talks cu Gabriela Văcăriță, redactor șef Energynomics, și cu Sabin Posea, director executiv la grupul Eximprod. Pe data viitoare!